Gelozia și setea de răzbunare o pot costa libertatea. Este vorba despre o femeie de afaceri din Bălți care ar fi angajat un killer să o ucidă pe amanta fostului său soț. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au încheiat urmărirea penală și au trimis dosarul în instanță. Potrivit Oamenilor Legii, femeia în vârstă de 57 de ani a identificat un executor al omorului contra sumei de 5.000 de euro, însă acesta a denunțat-o. Femeia a fost reținută în flagrant delict în momentul în care transmitea banii, în schimbul fotografiilor care ar fi confirmat comiterea crimei. Inculpata se află acum în arest la domiciliu, după ce la mijlocul lunii martie judecătorul de instrucție a dispus eliberarea sa din arestul preventiv. Încheierea primei instanțe a fost contestată la Curtea de Apel Bălți, însă magistrații au lăsat-o nemodificată. Dacă va fi demonstrată vinovăția, femeia riscă de la 15 până la 20 de ani de pușcărie.